Iar acum să vedem un test de stabilitate. Am revenit la alimentarea stabilizată, plus minus 60 de volți, se vede pe acest multimetru. Este pus exact între masă și siguranța de plus. Hai să vedem stabilitatea. 8 ohm la 2 W. Uite, așa ca să se vadă bine. Ia să vedem cum se vede mai bine. Nu prea am eu lumină aici. Uite așa, facem că se vede suficient de bine, pentru cine este curios. Am să-l scot din priză să vedem până la ce tensiune de alimentare este stabil pentru 2 W pe 8 ohm. Deci este în priză, aici avem tensiunea pe ramura pozitivă, am scos alimentarea din priză. Deja de aici moare. Nu mai avem alimentare. Pe 8 ohm la 2 W. S-au descărcat electroliticii. Băgăm înapoi în priză. Frecvența de 100 de kHz. Semnal dreptunghiular. Hai să trecem și pe sinusoidal. Acum s-ar putea să descarce un pic mai repede condensatorii, că parcă e tensiunea un pic mai mare, dar nu mă interesează. Scoatem din priză. A murit. Deci asta înseamnă stabilitate la variațiile tensiunii de alimentare. Nu jucării fără generatoare de curent constant și alte chestii. Succes în treburi la toți colegii!